Uf, că iar am stat toată ziua după ăștia și ședințele lor interminabile. Marți, 13, ploaie. Adevărul e că domn președinte mai lipsea din peisaj. Haideți, fraților, că tot guvernul ne scoate din pandemie, vă spun eu. Nu vedeți că dacă n-ar fi guvernanții să mai taie din pix, ne-am duce naiba toți? Noroc cu ei, că o țin așa din ambreia, știi, mai taie din zerouri, mai... Probabil că noi ne-am dus ca nebunii la 5% rată de infectare, dar au băieții grijă, mai taie din cocoașa pandemiei, cum ar spune Neluțu. Da, da, ia el fierăstrău și taie așa din cocoașă. Taie, Neluțule, taie, că ai fost chirurg, taie fără milă. Ne aflăm într-o perioadă de răspândire galopantă a coronavirusului. Ei, alo, alo, ce e, domn președinte, cu pesimismul ăsta? Ce e cu întunericul ăsta pe matale? Nu te-ai plimbat deloc în perioada asta? Lasă, șeful, liniștește-te, dai naiba în ulcer, Doamne ferește. O face domnul Orban din ștersături, din acte, o face pe pandemia asta de nu se vede. La final, istoria va reține că nici n-a trecut pe aici. Păi dacă nici noi nu ne pricepem la acte, la dosare, la hârtii, vorba aia... Bă, vreau să plece pandemia plângând, m-auziți? Să-i cerem copii după toate alea, cu timbru, cu sec, cu act de naștere, de căsătorie, cazier, brevet militar. Bă, știți ce zic? Haideți, domn președinte, pe bune, nu mai puneți așa la suflet toate alea, domne. Domnul deputat sau tovarășul deputat Claudiu Năsui, mințiți poporul spunând că liberalii dau privilegii, să vă fie rușine, domnule Năsui. Susțineți cu aplomb să fie privilegiile pentru cei mai mari bugetari de lux ai României și mai mari. Și mai aveți tupeul apoi să spuneți că noi suntem bolșevici? Domn președinte, mă scuzați, repede, că vreau și eu să joc un ping-pong cu Marote. Deci o părere, dacă aveți, pe marginea subiectului, decât să vă expun speța pe scurt. Deci PNL a trecut votând alături de PSD, alături de PSD, e gravă treaba, privilegii pentru angajații ASF, ăia de la supravegherea financiară, care au salarii și de 10.000 de euro. Da, acum le mai sunt decontate și tot felul de mizerii. Aveți vreo opinie ca locatar la Cotroceni? Incredibil, domn președinte, adică PNL să voteze cot la cot cu dușmanii lui Matale și cu dușmanii țării, că așa era, parcă nu? Cum ne-a învățat Matale la conferințele astea? Fără un efort colectiv va fi însă imposibil să reușim. De aceea fac din nou apel la cetățeni să fie prudenți și să respecte cu strictețe toate reglementările în vigoare. Domn președinte, vă rog eu, deci ați văzut, e rezolvată, da? Vin două vaccinuri acum decembrie, ne-a zis domnul Rafila, iar până atunci se ocupă domnul Orban cu băieții, cu pixurile, păi da... Am fi în stare zău să ne vezi pe toți cu febră 40, slabe așa, dar să o ținem pe a noastră. Nu, nu, că n-avem nimic. M-a atins 2-9. M-am mânecat cu salivă, mă scuzați. Deci n-avem nimic, nu, nu, e totul bine. Nu, nu închidem nimic. Nu, 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 nu. Trebuie să vedem în ce fel de societate vrem să trăim. Dacă vrem să trăim într-o societate panicardă, care se ascunde, sau dacă vrem să trăim într-o societate care respectă regulile, dar își duce viața democratică mai departe. Esența democrației stă în alegeri, iar acest lucru se va întâmpla pe 6 decembrie. Trebuie să evităm știri panicarde. Asta e, nu? Cu alegerile, cu... Cred că acolo e buba. Bă, dacă închidem școlile și după aia nu putem să le mai deschidem până la alegeri, ne facem de rahat, nu? Ce o să zică lumea? Băi, vă varde de alegeri în timp ce copiii stau acasă? Cine credeți că se face responsabil pentru faptul că în aceste zile au crescut cazurile de COVID-19 și dacă dumneavoastră vă asumați în continuare organizarea alegerilor parlamentare din luna decembrie? Ați reținut, da? Aceasta a fost întrebarea. Ce veți vedea în continuare a fost răspunsul președintelui nostru. Această evoluție a pandemiei este de observat nu doar la noi. Guvernul și eu și alte autorități s-au străduit și se străduiesc în continuare. Rezultatele sunt cele pe care le vedem.
Genial! Ne-am străduit și eu și guvernul, facem tot ce putem, rezultatele sunt cele pe care le vedeți. Deci, da, înțelege fiecare cât vrea, cât poate. La revedere, mai vorbim, nu? Suntem o națiune puternică. Este momentul să o dovedim din nou. Ce-ți mai place să fii suspect, ciolacule? Ce-ți mai place să fii suspect? Da, iar e suspect Marcel de COVID. S-au dus cum le place lor, haită în delta, așa, s-au certat, s-au scuipat, că așa fac, na? Și acum stau la separeu toți, strâng din fund să le iasă rezultatele. Nici când și-au dat doctoratele n-au avut așa emoții. Păi ce, acolo le veneau diplomele la ușă, ce emoții să... Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Emil Radu Moldovan, a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Moldovan a anunțat chiar el că este infectat pe pagina sa de Facebook. Acesta a precizat însă că starea sa de sănătate este una stabilă și se află în aceste momente în izolare la domiciliu. Da, că toți sunt contacti cu toți în PSD. Uite așa. Când se îmbolnăvește unul, ceilalți sunt luați și ei pentru complicitate la COVID. Se pare că medicii îi suspectează pe cei de la PSD de grup infecțional organizat. E o vânzoleală cu listele astea pentru parlamentare. Puh, ca de fiecare dată e o imensă jale peste tot, la toate partidele. Vă povesteam ieri despre USR Plus, unde exact oamenii care au dat dovadă de muncă mișto în ultimii ani sunt acum lăsați deoparte. De ce? Pentru că ei spun, ei cred că au un partid care acționează de jos în sus. Dar asta e o păcăleală. Contează dacă ești în gruparea Barna sau nu. Dar să revenim la dinozauri. Printre cei care nu se vor mai regăsi pe lista PSD pentru alegerile parlamentare se află câteva nume apropiate de Liviu Dragnea, în frunte cu Carmen Dan, fost ministru de interne. Lista este completată și de alte nume, cum este cel al lui Eugen Nicolicea, Cătălin Rădulescu, la fel, de asemenea Florin Iordache, cel care nu are sprijinul lui Paul Stănescu să mai ocupe un loc eligibil. Mă scuzați, m-am așezat pe... Gata, așa e bine? Ok. Da, ei nu mai sunt pe liste pentru că n-a ieșit nici până acum mirosul de Dragnea din hainele lor, nu de alta, da? Nu vă gândiți că execută ciolacul pe motiv că au fost nocivi pentru țară? Nu, tăticu, au fost nocivi pentru partid. Au fost prea slugoi chiar și pentru niște pesediști. Alexandru Rafila este surpriza cu care socialdemocrații vor să dea lovitura la alegerile parlamentare. Este propunerea discutată de liderii Partidului Social Democrat ca Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, să deschidă lista PSD de la București pentru Camera Deputaților. Ce fă? Am pierdut și pe ăsta. Doctorul Rafila, primul pe listă la Camera de Gard, ăsta, la Camera Deputaților. Băieții, e trist, serios. E al naibii de trist să adun notorietate pe nenorocirea asta ca să o folosești apoi pentru a trage partidul după tine sau pentru a face carieră politică. Domnul Rafila, serios, credeți că era momentul? Că uite, putem să ne gândim acum că de fapt pentru asta ați făcut tot ce ați făcut în tot acest timp. Adică acum, brusc, în pandemie, Rafila și-a dat seama că e pesedist? Până acum nu știa? Credea că e capricorn sau cum? Până acum nu voia să intre în politică? Urâțel, urâțel foc gestul. Chestiunea asta, cred că s-ar putea rezolva și în România. Eu personal am încercat, am ajutat la stabilirea unui contact cu această companie producătoare în urmă cu mai multe luni. Compania Antibiotice Iași inițial s-a arătat interesată. E, abia asta e o discuție. O discuție pe care vedem nimeni nu o discută. Rămâne săraca nediscutată. Deci de luni bune, Remdesiviru, care are patentul, rețeta la liber, e medicament aflat în protocolul de tratament pentru COVID. De luni multe ne rugăm de UE să ne dea și nouă atunci când UE cumpără din America. Iar noi, în tot acest timp, am fi putut să devenim producători de Remdesivir. Dar n-am făcut nimic. Medicii spun că acest medicament e cu atât mai eficient cu cât e administrat mai devreme. Iar noi n-avem doze decât pentru cazurile grave, când oricum eficiența lui scade. Ce poate fi, fraților, mai scandalos de atât? Ci ca să nu te enervezi, mă! Niște proști, niște idioți!
Of, ce vreau să spun este că în aceste săptămâni așa pare, nu prea ai cu cine să vorbești. Toți sunt prinși în listele astea, toți pupă în fund și trag sfori să ajungă pe locuri eligibile. Doar asta contează pentru politicieni. Iar Iohannis, când apare, ne amintește cât de rău e PSD-ul și să vă spălați pe mâini, aveți grijă de igienă. Cum e gluma asta cu medicii de familie care să meargă pe la casele bolnavilor de COVID, pe la cei trimiși să se trateze la domiciliu, fie că sunt asimptomatici, fie că au cazuri foarte ușoare. Va trebui să stabilim niște reguli un pic mai clare. Nu poți să pleci îmbrăcat în combinezon de la cabinet, până metrou, până tramvai, până nu știu ce, să te duci să-l vezi pe om acasă. Despre asta e vorba. Când e pandemia mai întoi, le-a venit și lor o idee pe care trebuiau să o aplice de acum 5 luni. Bă, chiar, dar dacă medicii de familie... Și că medicii de familie lucrează în chiloți cu stetoscopul la gât. Da, asta e dotarea lor. Deci uită de medicii de familie. Dacă stă în fundul gol toți, când pun mâna pe o aspirină, țin de ea ca de sfintele moaște. Deci, serios, nu mai vorbiți cu ei, cu politicienii în această perioadă, că n-aveți cu cine. Noi îi întrebăm despre pandemie, iar ei se gândesc cum să fie parlamentari timp de 4 ani, cum să facă majorități, ce parlamentari să cumpere. A, normal, după alegeri, începe din nou târgul de vite politice, tati. Ne-am pregătit în colectiv. Ce-am făcut, mă, oameni buni? Mă, cum e posibil? No, rușine să ne fie. Rușine, ce oameni, Dumnezeule, ce nație mai suntem și noi. Ăștia care nu știm să ne respectăm valorile, mă, care am uitat cu desăvârșire de interesul național. 162 de voturi. 162. Doar 162 de voturi pentru UNPR la alegerile locale. Of, l-am abandonat cu totul pe domnul general, care s-a dedicat acestei țărișoare, care a muncit, s-a deplasat și s-a pensat într-un an cât alții în 3, dacă vă mai amintiți. Coordonam mai multe ministere, nici nu mi-am luat concediu și vreau să vă spun că am muncit în această perioadă și mi-am făcut datoria. Doamne, doamne, ce personaje, ce clasă politică am avut și încă mai avem. Ce cartoane, ce butaforie de prost gust. Spunea generalul Sprânceană că în 2015 partidul lui avea 500.000 de membri, iar în 2020 la alegerile locale a luat 162 de voturi. Practic, Gabriel Oprea are mai multe stele pe umeri și fumuri în cap decât voturi în urnă. Nici rudele nu i-au votat partidul, practic, da. Oamenii cu care se sună de sărbători, de astea. Da, s-a făcut un clasament al voturilor de la locale. Partidul Social Democrat al Muncitorilor a strâns 15 voturi. Partidul Social Democrat al Muncitorilor, auzi? Păi dacă aude intelectualul Rădulescu, scoate mitraliera și face prăpăd, da. Desfințează Partidul Muncitorilor dintr-o rafală. Eu, arma cu care am tras în timpul Revoluției, mi-am păstrat-o, niciodată n-am vrut să o dau. Mai departe, Partidul Alianța Creștină Adevărată Română, 21 de voturi. Partidul Speranței și Voinței, 84 de voturi. Alianța pentru Spermezeu, 143 de voturi. Spermezeu este o comună din județul Bistrița-Năsăud, ca să nu vă mai hliziți ca proastele ce suntem. Dar acestea, presupun, sunt doar câteva mișcări locale fără pretenții. Nu ca partidul lui Viorel Cataramă, salvatorul care voia să fie președintele României. Știți câte voturi a luat micropartidul marelui Cataramă? 14, da. Mișcarea Patrioților Români, 14 voturi. Și gata, sper că e ultima dată când mai auzim de Cataram în politică. Să apară tata la 6 din 49, la desene animate, la cotele apelor Dunării, ce vrea el, dar nu în politică. Liniște, acum v-am prins în flagrant pe amândoi, nu mai aveți ce să ziceți. Gata. Bine, șeful, hai pune-ne cătușele, du-ne unde. De ce să vă pun cătușele, nu este nevoie, vă dau o amendă, așa zice la lege. Amendă. Pa bune? Da.
Scăpăm decât cu amendă? Serio? Da, păi vă dau amendă pentru că nu purtați mască într-un spațiu închis. Vă aflați în interiorul unei bănci, deci masca este obligatorie. Da, mă, șeful, dar e noapte, banca e închisă, da, nu e nimeni. Nu contează, adică și ce dacă e noapte? Ce crezi că nu poți să te infectezi? Ce virusul doarme, nebunule?